Bună dimineața! Bună ziua! Bună dimineața! Bună ziua! Am încercat să fiu Dorea Vodă, dar nu cred că a ieșit. Bă, șacalor, ce faceți? Bine ne-am regăsit în această dimineață. Pe mine mă ustură gâtul din toate puterile mele de... Am crezut că am niște arici în gât, cam așa a fost John. Astăzi facem un video foarte interesant. Acum mergem spre locația în care voi filma. Apei, Johnule, sunt cu fratele meu aici, sunt, mă pregătesc să intru în bucătăria celui mai tare restaurant fast food din lume. Fratele meu, pot să vii după tine, te servesc, i-am deschis și ușa lui fratele meu. O să mă întâlnesc cu Liviu, o să vorbesc puțin cu el despre cum e treaba asta, după care, pur și simplu, o să vedem dacă ne lasă să facem treaba asta. Dacă nu ne lasă, stai, plecăm, îi dau dislike, îi dau un rating, tot. Da, trebuie să intre pe la toaletă, nu e nicio problemă, intre pe la toaletă. Și aici avem staff-ul. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Ulala. Bună, Ana! Salut! Probabil știi de ce am venit azi aici la tine. Sigur că da! Dar aveam o rugăminte pentru oamenii mei, că tot le-am promis acolo prin pool-ul și prin Instagram și toate chestiile astea. Dacă mă las și bine, să încerc să fac eu rețeta mea, vreau să fac un burger cât se poate primare și poate să trebuie dacă mă las și bine. Super! Deci cel mai mare burger în față astăzi. Cel mai mare. Încercăm, da? Încercăm. Bine, păi condiția e că trebuie să te schimbi. Ok. Și o să-ți prezint exact cum se face. În regulă? Ce mi-a schimbat. Haideți cu mine! Bună ziua! Așa se după mă. Eu sunt gata, Johnule, uite-mă aici cum sunt îmbrăcat, am devenit aici parte din familia Planet, adevărat. Și acum Oana... Și chiar îți stă bine, nu de chiar asta. Chiar îți stă bine, adică aș putea să mă angajez aici, adevărat. Pe păbac. Îți dăm un test, ca să nu te angajăm, da? Co? Din să mă ne spălăm pe mânuțe, da? Ca să putem intra. Ai spus și tu? Mă spăl și eu, normal. Perfect. Deci, practic, m-am spălat pe mâini. Te-ai spălat pe mâini. Am reușit. Bravo. Aici e zona de preparare a stripsurilor. Faimoasele noastre stripsuri. Dar nu facem asta astăzi. Nu facem astăzi, că am promis să o facem în bără. De aici o să prăjim carnea pentru el. Și o punem să se facă. Carnea merge de la cartilul și noi ne luăm treabă. Noi învățăm rețeta. Învățăm rețeta, înțeles. Uite, o să ne luăm o chifla. Cea mai mare chifla. Mulțumesc. Igiena primează, să înțeleg. Cea mai mare chestie. Eu o iau. E burgerul tău. Ea e secționată. Așa. Și o caramelizăm în toaster. Presupun așa. O să pui exact. Între timp te gândești ce ai putea să pui pe el. Și sfat. Așa, ca asta. Ori timpul la bază e un sos. O să apeși, face ca bezeaua, știi? Și-ți faci mai multe bezele. Am înțeles. Extra. O să pun salată. Ok. Perfect. Îmi pare rău dacă mai dau pe jos, da. Nu contează, de asta ai și tăpica, da? Adevărat. Face mai mult sănătos, ok. Dacă îți place și ceapă, poți să pui câteva rondele de ceapă. Bă, n-aș pune prea multe, că după miroase gura ceapă. Sigur. Am eu gust. Ai gust? Perfect. Așa, avem salată ceapă. Continuăm cu fresh, putem să punem roșii. Roșii? Da. 4, 3. Zic eu, încercam, vedem cum arată. Să nu fie ca la moță, înțeleg. Nici voi nu fiți cu nume de pare. Ce aș mai pune eu? Păi dăm voi să încep prin a spune că aș mai pune o grămadă de chestii. Pentru că e prea mic momentan, adică orice om poate să deschide gura de ceva. Exact. Nu, ăsta e scopul meu. Deci n-am venit degeaba. Putem să punem castraveți. Cam câți castraveți? Te pune 8 felii. 8? Dar voi aveți și cu număr pe aici, cu 4 bucățele. 5, 6, 7, 8. Mamă, nu m-am burger n-am dat aici. Îmi pare rău, dar e... Baconul îți place? Și din asta. Și aici aveți cu bucățele sau poți să pun? Păi, poți să pui 6 bucăți sau îl personalizăm și aici. Ar fi ceva să-l personalizăm și aici. Mai încape? E super. E perfect. Așa. Vrei să mai punem un sos? Iau tu locul tu ceap. Îl ții deasupra centrat și apeși o singură dată. Ce drăguț. Putem să-i punem și brânză. Brânză. Mă te spui dacă cum am luat brânză? Deloc. Și mie îmi place brânză. Îți place brânză? Da. Wow. Dacă spui că ești vegetarian, o să terminat. Mai nu, că mai. N-ai cum din să... Din cauza meseriei trebuie să... Dar chiar ai cum să fii vegetarian la o fasă? Cred că da. Mamă, să fii angajat. Dar e greu. Uai, dar... Cu siguranță e greu. Știu, vreau să mă gândesc. Uai, John, nu numai miroase. Miroase un pic. Simte cum vine la tine. Simte că să ți se facă poft în timp ce tu ești la videoclipul ăsta. Pe carne nu mai punem mâna, cum am pus și pe...
ingrediente de vin burger. Avem un clește, pentru vită folosim roșu. Okay. Acesta ne ajută să punem felia de carne peste sandwich sau felii. Una bucățică de cărniță, între ele nu poți să pui o de asta de brânză, nu? Poți? Pot? Păi chiar aș vrea, adică... Da, 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 și chiar aș vrea să vadă așa gen frumos. Poți să le ții tu și eu să pun cap. Da. Mersi mult, facem împreună. Depui un CV aici? Da, da, să știi. Mamă, Johnny, ia de așa, trei. Bă, nu știu dacă e cam, nu-i prea drept, nu? Și următoare. Dar deja nu mai pot, adică n-am început, dar simt că nu mai pot. Păi de ce? N-am zis că-l facem cel mai mare? Dar cât poate să mănânci un om? Pariu că n-a mai făcut nimeni așa. Pariu și eu că n-a mai făcut nimeni săraci, ce să mai facă? Ok, Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, John, are turnul din pizza aici, are 1 km jumătate de înălțime. Să știi că am făcut febră numai cât am ridicat bucăți de carne. Dacă mă vezi. Nu mă mai întrebă, o săptămână. Asta-i fundația, asta-i casa și am înțeles acoperișul. Dacă o să cad, acum am un live de YouTube adevărat. Ce-o fi, o fi? Ia-o, clar. Ai și mai bine. Ai și mai bine, nu? A, dar credeam că ați pus și voi aici un snic. Să nu mată? Da, chiar te rog. Gata, Giulie, snic aici. Ia-o pe asta. Mănâncă dacă poți. Uite cât de bine arată. Tu ai vrut să-l faci, tu să-l mănânci. Da, pot. Eu, cât de eu ne trebuie ca să mâncăm chestia asta? Dacă îți despertești să-l cântărim? Sigur. Bine, vreau să mâncăm. Vai de capul, 1,5 kg de carne de aici, 1,5 kg de burger. Păi, ca și concluzie, poftă bună. Ca și concluzie, mulțumesc, adevărat, dar cred că o să vin de vreo 7 ori săptămâna asta pe aici ca să-l termin. Voi invit pe toți de aici să mâncăm și tonul termină. Oana, dar voi să-ți mulțumesc. Și eu. Dacă doamnă nu se ajută, să vreau să strâng și mâna. Felicitări. Mulțumesc, un pic te-ai zis de la muncă. Știu, da, asta adică, e. Adică sunt niște 1,5 kg de care după tine e puțin cam greu. Orice bucătar bună și gustă produsul. Normal, ca să faci așa asta. Bun. Mulțumesc, bun. M-am bucat, ești, păi, dar ține tu pe iar de aici. Sălbatic, stilul meu sadic și silent strike-uri de liric când încarc arcul. Oh vai, fratele tău e trist, nimic de combinat sau ars, s-a apucat de scris. Mă rotesc în zodia ca mileniul, superființă om dublat eteric, văd zei.